Continui extracția. Am aici o regină care am băgat-o pe data de data de 13 am băgat-o. Că mai am și la asta băgată, uite, tot așa pe 13. Iar pe data de 16 a eliberat-o, da? Și am zis verific pe 17. Hai să vedem dacă după ce ai eliberat-o, dacă... Mamă, dar unde pune telefonul? Dacă a acceptat-o sau nu. Ia, încerc așa. Cu zoom. Uite așa. Hai să vedem dacă ai eliberat-o. Dacă ai eliberat-o, dacă a acceptat-o. Deci am avut o familie slăbuță și deja i-a schimbat regina. Deja bate de nari. Extraordinar. Nu, nu este regina. Da, ba da, este. Păi de ce mai bate de nari, mă? Gata, mă, e acceptată. Uite-o ce. Uite, o vedeți? Cu roșu. A trecut pe partea înaltă. Uite și tu ce mă duce în eroare. Bate de nari. Bate de nari de bucurie, poate. De ce? Deci după cum bătea de nari, eram aproape convins că nu-i regină. Logic, trebuia să s-o primească, din cauza că nu mai are puiet. Deci regina care a fost aici, nu știu ce s-a întâmplat cu ea, că a rămas cam de mult fără regină. Și îți dai seama, să bezmeticea. Și am dat o regină și gata, deja e acceptat. Bun. Așa. Acum hai să mai extragem, nu știu. Aici am extras. Aici e unul tot așa slăbuț. Uite, am zis miere puțină, dar e blând, puiet ok, deci ar fi așa și așa. Este pusă regină de anul ăsta, de roire. Oroi din ăla făcut de mine. Rămâne de văzut dacă o să rămână pe camion. Și am ajuns aici din nou o regină de la Cristi și Nicolae. Deci atenție, normal eu de la Cristi și Nicolae am așa, una, două, trei. Și mai am pasta de pe cântar. Care l-am extras pe asta deja? Trei. Deci cât am zis, mă? 1, 2, 3 și cu asta 4. Atât am pe tot camionul. Deci eu am 4 regine normal de la el. Și toate 4, vedem acum dacă are și el la miere. Deci pe ăsta l-am extras și uite. A dat 40 de kg. L-am filmat, a dat 40 de kg la tei, 20 la salcăm, 30 la rapiță. 70, 80, 90 de kg în total. Cântarul am rectificat aici că am zis 37, dar în final, după cât mi am scos în găleata, am scris 32 de kilograme. Adică mai puțin, nu 37 cât am zis eu. Da? Așa. Cât vine? 32. 50 și cu 49 99 de kg. Deci aproape 100 de kg fără un kg. Așa. Deci pe ăștia doi am extras. Hai să le extragem și pe ăsta și vedem câtă miere scoatem din el. Deci eu nu m-am deschis înainte. Uite, haideți să-l vedem. Da. Mie îmi place așa să fie totul natural. Fără trucaje, fără... Hai să vedem.
Deci din 4 regine care le am pe camion aici. Deci asta e regine logic de anul trecut, da? Regine 2022. Hai să vedem ce mi-era. În catul ăsta nu cred că a urcat miere după greutate. Bun. Hai să vedem aici. Ce are, mă, zici că e bătut în cuie aici? Ce are, mă, ce e prins, mă? Băi, eu în curând nu mai pot să ridic caturile astea, trebuie să trec pe de-alea mici. Băi de mine, e plumb. Vă leu. Hai că le iau pe bot, așa. Deci, poate exagerează Costi, nu? Voi ce ziceți? Poate exagerează și zice că, bă, e greu să face, că nu poate să-l ridice. Ia uitați-vă, s-a umblat aici? Nu s-a umblat, da? Uite, are punți pe aici frumos. Uite, mă, albină, albină asta, regină carpatină. Uite, mă, că nu e agresiv. Bă, mai înțeapă și ea, da. Ia să vedem, fac și eu testul la ea. Aolo, să-i? Ia. Mă, agită puțin, ce vrei, bă, tată, bă, vii în cuibuie aici să iei mierea și ea vrei să stea să te lase așa să iei miere? Normal să mai înțepe și ea. Deci asta a fost ramă nouă, foiță, da? Ia uitați-vă la ea, plină până jos. N-a reușit să mai căpăcească, dacă a fost foiță, a clădit-o și ea și a umplut-o de miere. Așa. Mai dăm aici? Hai să-i mai dăm. Uite. Uite cam așa. Uite. Căpăcit atât. Restul nu-i căpăcit, dar până jos. Ia uite-o pe următoarea. Căpăcită total. Ia uite și în partea. Deci s-a făcut Costin că e greu catul. Ah, ce-a înțepat una. Carpatina mea, bagă acu. Bagă dușmănoasă, acu, că ți-au mierea. Mamă, și când mă ia de vârful degetului, ce doare, bă. Mă, zici că am dat cu ciocanul în deget. Uite-o, e plină. Da. S-a făcut Costin că e greu. Uite-o, căpăcită, dar e până jos lichidă, da? Ia să vedem, mai departe. Uite-o, căpăcită și acolo. Da. Uite-o, căpăcită plină. Uite-o și pasta. Ia, m-a băgat și pe ultima. Ia să vedem pe ultima aici. Nu e chiar plină asta. Uite, e lichidă, dar până jos nu e. Uite cam așa, da? Toate ramele pline, n-ai cum să zici 3 kg, mă, 2 kg și ceva, mă zic 2 kg medie, 10 rame, 20 de kg de miere. Și hai să vedem și aici. Bun, ia să pun eu asta aici. Așa, ia să îi dau așa cu zoom. Ca să vadă și rama când o scot. Uite cam așa. Asta e miere necăpăcită, aici e căpăcită, aici necăpăcită. Bun. Ia, pe partea asta. Parcă are puiet aici. Ia. Da, e puiet larvar. Dar trebuie să arăt, nu? Ca să vedem, puietul larvar e ok, e sănătos, nu e? Să vede, da? Uite, la rând, așa frumos, uite aici. Aici e
Larvar, aici mai e o oață, nu știu, să vede, da? Pui larvar. Bun. Aici văd căpăcit și polen. Deci aici e căpăcit, aici e polen. Așa. Ramă plină de polen. Uitați-vă ce polen am eu în zonă, bă, ta. Nu mai plec de la munte, bă, gata. Aute. Aute polen așa aici. N-am avut eu așa ceva în luna iulie, mă. Și pe partea asta. Aute. Hai de mine, mine. Să vezi tu ce o să am eu în iarna asta. Gata. Eu ne vând 10 rame, să cu polenul ăsta. Am dat comandă de turte. Dar știți ce o să fac? Dau și turte ca să le rămână rezerva de polen. Eu ce fac? O șmecherie aici. Aici puiesc căpăcit și larvar. Uite, dacă îl vedeți de la distanță așa, poate n-apare bine, nu? Ziceți că e pestrit sau... Hai să-l arătăm de aproape, nu? Așa e frumos, arătăm clar. Deci, aici e puiet căpăcit, se vede, da? În găurile alea sunt larve. Iar aici ce vedem? Deci, de la distanță așa zici că, bă, aici nu-i nimic. Dar uite, dăm aproape și vedem puietul larvar, da? Frumos, compact, totul ok. Bun. De ce are botcă aici? Vrea să o schimbe? Yeah. Aici e polen. Și am aici, nu știu dacă se vede acolo. Am botcă de schimb liniștit. Le-am stricat, că nu mă interesează. Și din nou polen. Deci am stricat, că nu vreau să... Dacă e să schimb regina, o schimb eu. Uite, din nou polen aici. Chestia asta cu schimbul liniștit, bă, dacă îl faci așa, uite, spre toamnă, nu mă deranjează. Rău e când îl faci în luna mai, când ești în salcâm, că atunci ai caturi aici, ești plecat. Deci, hai ca să explic să se înțeleagă. În luna aprilie și mai, dacă îți face botcă de schimb liniștit, adică la mine zic, dacă îmi face botcă, e cel mai mare necas. Că eu nu știu că e botca aia pe ramă aici înăuntru, că nu mă uit toată ziua la stup, da? Am caturile pe ei, sunt la salcâm. Și pe ramă are o botcă sau două de schimb liniștit. Eclozează regina. De obicei albinele o omoară pe aia bătrână sau dispare din stup, nu știu ce face. Așa. Și matca aia tânără care a eclozat iese la împerecheat. Se împerechează și când vrea să vină înapoi nu mai nimerește urdinișul, că așa se întâmplă pe camion, nu mai nimerește, nu știu. Vine amețită. Și de amețită ce e, intră în alt stup. Alt stup normal cu o omoară și stupul respectiv rămâne fără regie. Asta e necazul care se poate întâmpla. De asta nu convine mie când face schimb liniștit. Schimbul liniștit când ai stupii pe jos e foarte bun. Aici pui larvar, îl căpăcește acum și uite, iar avem o botcă. Hai să arătăm puietul. Urmă zice, bă, ce puiet ai tu acolo, mă, zici și tu acolo, din gură, nu? Că e puiet. Deci îl căpăcește acum, uite, da? Puiet larvar sănătos, acolo îl căpăcește. Dar nu știu de ce a făcut botca aia, vrea să schimbe regina, o schimbăm, dacă eu vreau să o schimb, o schimbăm.
Deci de momentul de față, orice ou care există în stupă acum va fi albine de iarnă. O, pui el arvar și uite, a făcut iar bot pe aici. Așa e cloza. Deci are regine neîmperecheată astăzi. Acum nu știu, o mai fi a bătrână sau nu mai fi. Uite ce vă spune. Uite. Ia, stai așa să vad. Uite-o aceea. Da? Văd că dăstim liniștit. Uite-o. Deci nu de salvare. Și uite, e clozat. Da? Deci este clozată. Bun. Adică... Eu mai am regina aici sau nu mai am? Hai de... Hai să vedem dacă vedem ouă pe aici. O, voi vedeți acolo, eu vreun ou, dacă dau și o zoom cu telefonul, că eu nu văd așa cu ochi. Opa. Nu e, nu? Înseamnă că deja regina nu mai e. Și aia nu se bea în perechea. Exact ce povestea. Stai să vedem pe aici. Ia. E mă o oață, nu e, nu e, decât larve mari sunt, nu? Extraordinar. Asta e fenomenul tot. Asta e fenomenul. Și regina asta care este eclozată pe aici, poți să iasă la împerechea și nu mai nimerește stupul înapoi. Și uite așa să bezmeticești. Oricum trebuie să-i schimb regina, că dacă ele vrea să o schimbe, logica asta la anul, cu siguranță o să o schimbe, deci nu, nu mai vrea ele. Da. Ia uite, o ramă plină aici de puiet. Uite mă, de ce vrea să o schimbe, mă, ziceți-mi și mie. Uite mă, puiet aici, au frumusețe. Ia uite, să poate mai bine de atât. Uite și tu, uite. Sănătos, frumos. Nu știu dacă mai am regină aici. Cred că e aia neîmperecheată care a eclozat. Aia sigur e pe aici. Și necazul e că în momentul ăsta în care există aia neîmperecheată, dacă eu vin cu o regină în cușcă și o pun, aia neîmperecheată nu mai este la împerecheat. Stă și dă rotocoale pe aici pe lângă cușcă, că simte că e în coregină acolo. Și nu mai este nici la împerecheat, nici pe asta nu o primește. Adică mai mare necaz e ca să-i pui o regină acum. Uite, aici puiet frumos și larvar și căpăcit. Uite ce dă puiet are. Uite, încă o bocă de schimb liniștit. Uite, pe centru rame aici. Da, că dacă n-avea problemele astea, o țineam, că ați văzut, mierea a dat. Ce pot eu să-i fac la asta? Că zice și... Știți ce pot să-i fac? Decât să-l las așa o săptămână. Într-o săptămână o să iasă regina aia care este eclozată deja. O să iasă la împerechea. Prin absurd, dacă nimerește stupul, ar fi bine. Dacă nu-l nimerește, o să-i dau eventual o ramă la control cu larvar și de-abia după aia pot să-i dau o regină. A să vedeți cât de complicat e tot. Bun. Pe când acum, dacă stupul ăsta era, repet, nu era pe camion, ci era în curte undeva, logică, regina aia iese la împerechea, se întoarce și treaba merge bine. Să-l iau daci și să-l duc acasă. Dar deja eu nu știu acum, regina aia neîmperecheată oare mai există aici? Sau deja poate chiar azi aici l-am împerecheat și nu s-a întors. Vedeți câte ciudățenii? Ciudățenii ta. Bun, cam atât. V-am arătat mierea în cap. Mă iau să perii ramele alea. Și îl țin sub observație stupul ăsta.
Deci până în momentul de față, cât am spus eu de la Cristi, deci, repet, l-am scos pe ăsta de pe cântar, care mi-a dat 32 de chile, în total 99 de chile, da? Deci 4 care i-am de la el, da? Ăsta, care mi-a dat 90 de chile, deci atenție, cam la fel a dat, ăla 99, ăsta 90, da? Și ăsta cât am zis că are aici? 10 rame pline, 20, nu? 20 de chile. Și cu 23, 43, 52. Uite, ăsta da mai puțin, 52 de chile, dar oricum o să-i schimb regina. Așa, și îl mai am pe ăsta dacă îmi doi ajunge la el. În colțul ăsta, uite, am caturile astea, trebuie să ajung și la ăla. Dar uite, a dat și ăsta foarte bine. Îl vedeți? A dat 33, 25 la salcâm. Și e greu că am băgat eu de alta și e greu și ăla. Deci acum ce vreau să spun? Din 4 regine care le-am avut de la Cristi și Niculai, toate 4 au mers bine. Uite, doar asta vă că ar fi problema, să zicem că o schimbă liniștit. Dar totuși a ta miere, totul e ok. Da? Și rămâne să ajung eu să fac și filmulețul la stupul ăla, că noi ajunge acum. Cam atât. Îmi pare rău de ăsta, că uite, îl țineam, că a dat miere multă. Puieta, ați văzut că avea frumos. Ce să-i fac eu acum? Na, decât să-l las așa și vedem ce se mai întâmplă. Nu știu regina bătrână dacă mai e, dar îl mai verific. O să scriu aici pe el, vreau să scriu. Deci. Pe 19, hai să zic pe 19, 20, așa. Verific. Pe 20. Verific pe 20 și atunci văd eu despre ce e vorba. Uite că n-am scris aici la tei 20 de kg. Total cât am zis că vine? 40, 52. Da? Uite, realitate, frate. Asta vedeți la mine, realitatea în direct, așa. Bun, mai o să ferii ramele alea, să scutul să... cam atât. Cam asta e. Sănătate și numai bine.